online. Este 1 mai. Foarte mulți sunt cei care acum au mers la, spunem, în zone de agrement, își petrec din timpul frumos, dar apicultorul rămâne legat de ceea ce înseamnă activitatea aceasta minunată, anume alternanța asta, frig, rece, sigur ne-a dat mare bătăie de cap în ce se cheamă evoluția familiei albine. Aici ne aflăm, Traian, te salut. Te salut pentru că la stupa acesta am stat, dar nu trecută de vorbă. Și îți spuneam, am fost vedeți, dragi, și în filmuleț, că după ce tu ai plecat, eu am extins ce am făcut. Erau două familii aici. Și am luat pe una din ele și am dus-o aici în spate. Sigur, asta a suferit un pic. Tu ai fost mars la mine, Traian. Joi am făcut eu asta, când ți-am spus și ție să faci așa, extinderea aceea. Cei doi biostupi ai tăi au însemnat ce? Albina, probabil că o zi, două, a ieșit acolo și și-a format proprie. S-a orientat. Aveam albina călătoare la cele trei compartimente. Și atunci am spus să iei două din ele, celelalte două, te duci în cei doi biostupi, îi pui acolo în față, pierde călătoarea. Iată cum am făcut și eu, să se rămână câte una în fiecare. Iată cum am făcut. Am luat-o cum erau aici cei doi încărcați cu albină. Iată, Cristian, aș vrea să vezi ce înseamnă faptul că a evoluat, a crescut aici, ea cerea și din perioada aceea cerea extindere foarte repede. Așa că am făcut extinderea și l-am trecut pe ăsta în spate. Și acum ai unificat în față, nu? Și acolo, sigur, a rămas o singură familie. O singură. Ăsta, ce a făcut asta? Sunt curios ce a putut să facă în perioada asta când ea n-a avut albine călătoare. I-am pus un venitor cu niște miere, așa, și de ce am făcut așa? Pentru că el n-a avut călătoarea, a trebuit să aibă un pic de o rezervă, cât de cât de hrană să poată supraviețui. Vedem aici că mai avem foarte puțin. Deci a luat toată rezerva asta, a fost urmăritorul plin, nu este un pietic acolo. Acum, eu vreau să vă arăt, prietenilor noștri, cum în câteva zile el și-a organizat treaba din situația aceea grea în care s-a aflat, neavând călătoare. Imediat, în două zile, și-a făcut-o. Noua albină intră și iese pe aici, pe rampa de zbor. Deci s-a reorganizat și s-a adaptat situații concrete pe care o avea de rezolvat. Acum, îi spuneam și lui Traian, lui Traian, în maxim o săptămână să vezi că el pornește. Da. Acum cred că și condițiile trebuie să fie meteo. Da, sigur că da, sigur că da. Numai că la el în zona aceea spunea profesor că e cam cu 2 grade mai cald cu timpul. Și eu când am venit la dumneavoastră, după ce am avut eu așa ca informație. Nu, e vizibilă diferența între soții. Da, deci la dumneavoastră era întârziată. Chiar frig. Chiar da, și întârziată vegetația. E frig, efectiv e frig. Da. Deci observăm că el se populează din nou, da? Deci este albină, își vede de treabă, matca își continuă activitatea. Acum trebuie stimulat continuu asta ca să o fure. Stimulat cu ce? Cu miere, așa. De regulă cu miere. De ce? Uitați, dragilor, pentru că mârul nu-l pune la efortul de a cine nu are, ce face? Cu sirop sau cu ce trebuie făcut? El spune, neavând așa ceva, va face cu sirop, unul la unul, ca să aibă și apă. Dacă albinuța se mișcă, sigur, el nu are motiv să fie supărat și totul merge foarte bine. Greu este cum este acum. E ora 11, nu, Cristi? 11 da, 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 11 și că nu iese nicio albine. Nu, dar bate vântul și frig. E puțin soarele cu dinți. Da, da, nu e pentru așa. În toată țara, de fapt, plouă aici. Nu am vrut să arac că acesta a pornit, da? O pornită gripa de față. Da, și pui și după o săptămână, dacă el își revine foarte bine și îl văd populat cum trebuie, pe acesta îl voi muta
îl stimulez în continuare cu rame, cu miere. Ar fi bine să mă duc să aduc un hrănitor de la mare, că ajunge o perioadă mai mare de timp. Am hrănitoare și râmplute, aici am găsit un... Poți să pui două? Nu poți să pui două. Nu, nu mi-e încape. Nu ți-e încape. Deci, de ce pun un singur hrănitor? Așa. Ăsta ce a făcut? A beneficiat de albina călătoare care o avea acesta, nu? Pe partea asta. A avea lui proprii. Da. Și ăsta s-a dus foarte bine. Acum o să-l vedem, este... Sigur că am mai băgat rame, l-am... Da, deci l-a pus niște... Aia e ceară, niște lemn de ceară, vrea să... Nu, a cerut... Nu e propolis, e ceară. Nu, nu, asta e ceară crescută. Da. El a cerut extinderea. În perioada aceea, când dacă te uiți tu pe filmuleț, da, 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 avea creșterile acestea de ceară, sunt făcute din perioada aceea când erau doi aici. Și cerea extindere, te rog frumos, da, 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 fă ceva cum noi. Și ce am făcut eu? Expandare. Iată, biostupul mi-a oferit șansa asta, fiindcă în spate aici nu aveam familie. Da. Am luat-o de aici, am pus-o aici. Da. Albina s-a extins. Da. Acum, după o săptămână, înainte să alcăm, da, eu o voi lua și pe ăsta. Da. Și viu cu rama, dacă a pornit deja, să spunem, sperăm că a pornit, nu știu, acum să nu mă uit, dacă a pornit, să spunem, creșterea făgurelului de partea de jos și matca a ajuns până acolo și a început să, da, să ouă, voi aduce de după aceea diafragmă, îl iau pe ăsta, lasă o singură matcă, am pe trei guri albina, că și de asta așa a format albina, ăsta îl mai supun unui tratament, în ghilimele spus, tratament, cum spun, unui șoc, că își pierde din nou albina, dar înainte de salcâm, făcând așa, el iar își pornește treaba, în final aici va fi pe trei guri de intrare. Și voi începe colectarea varoa. Deci am asta e important. Da, da, da. Încep și colectarea varoa. Și ăsta l-am pregătit de producții. Deci producții foarte puternică, pentru că să sperăm că este foarte bine populat. Să vedem acum. Eu n-am mai umblat de atunci. Ia să vedem ce se întâmplă. O pornit și creșterea, iată-l, dragilor, o pornit și creșterea făgurelului. Da, 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 se vede, da? Clar. Se vede cum a pornit. Faptul că albina stă lanț aici este pentru că în situația asta pentru a produce ceară, așa, iată, a pornit și aici, dacă vă ne uitați. Da, da, limbi. Și asta înseamnă că este frământat de creșterea. Toate celulele sunt celule de trântor. Da, este frământat de roiri, să zic, și aici vom capta varoa. Da, da, da. Și odată pus în partea astralaltă, da, înseamnă că de fapt începe colectarea varoa. Da, da, da. Da. Putem găsi și o să încercăm și în altă parte. Da, acum de ce ai pus acolo și nu ai pus aici, zice că... Păi pentru că am familie aici. Familie. Când am scos-o de aici, iau și diafragma, da, cea, da, cu patru ochiuri, și urmează ca asta să o pună în partea asta și mai pun una, două rame cu puietii dincolo și de ea. Și practic, dragilor, să vă spun proiectul pe care îl am în minte în clipa asta. Eu când voi trece hrănitorul acesta crescut în partea asta din spate, mai treci cu două rame cu puiet. Trec din coace de diafragmă, dacă pot nimeri matca, e foarte bine. Da. Aici extind în continuare, da, și pe timpul culesului salcâmului, voi face dovada acestei performanțe, pe timpul culesului salcâmului, dacă va fi timpul, Doamne ajută să fie timpul, totul depinde de ce să ne spunem, de condiții de vreme, mediu. Da. Dacă va fi bine, atunci aici, având albină suficientă, voi declanșa prin mișcarea mărcii în spate aici, din coace, și punând-o pe ea încă alte două, trei rame buni de ouat, practic se va întâmpla următorul lucru. Familia din față pierde, albina din față pierde contactul, într-un fel, da? Și atunci voi da drumul la creștere de boci. De schimb liniștit, nu? De schimb liniștit se va întâmpla chestia asta. Când pierde așa și atunci e ușor pornește pe chestia, pe schimb liniștit. Dragilor, dacă pe timpul culesului eu declanșez fenomenul acesta de creștere a bocilor, la sfârșitul culesului la salcâm, am deja mătcuțile aproape ecluzionate. Mătcuțile, ce înseamnă asta? Că ce înseamnă performanță maximă la mulțire. Că în afară de familia aceasta care așa, eu voi vine cu diaframa aici, dau în două, da? Acele două mătcuțe în stânga și în dreapta,
voi veni deasupra cu un haneman sau folia aceea, să las numai un colțișor prin care să circule albina de sus jos din, din caturi. Da. Da? Din caturi. Și în felul ăsta mă pregătesc și de mulțire, fără să afectez producția. De fapt, în fiecare moment voi face dovada aceasta, prin filmarea aceea de care am... Da. Nu, prin film voi face dovada că în condiții, repet încă o dată, în condiții în care temperatura va fi și condițiile mele vor permite, să arăt cum biostupul poate fi folosit simultan, simultan la mulțire cu producție. Producție. Și în timpul producției. Producție, pentru că matca asta va asigura populația pentru producție. Așa, matca asta asigură populația de aici acum, eu văd, suficient pentru ca tot ce va ecluziona. Da, mai durează cel puțin 2 săptămâni. Da, se vede, câte vreme pe vremea asta el dă dovadă de expandare, iată clar că eu am folosit practic biostupul la... la ceea ce înseamnă, să spunem, trimiterea spre o populare foarte puternică a familiei acesteia, ea pregătită și pentru, pentru producții și pentru înmulțiri. Da, da? Da. Pentru că, să știi, Cristi, împotriva varoa putem lupta pe două căi. Odată captăm, așa cum am spus mai devreme, da, dar și prin înmulțirea familiilor de albini. Când, cu cât avem mai multe familii de albini, cu atât înseamnă că tendința de a, da, de a decima stupinile întregi a varoa este într-un fel stopată prin înmulțire. Deci da, biostupul, de ce? Pentru că am mai multe familii de albine, nu poate să le atace pe toate deodată, manțile tinere, deci se luptă, dacă vrei, pe două fronturi. Da. Dar în proiectul acela care l-am vorbit cu Traian, vorbeam despre ceea ce înseamnă șansa imensă a celor care merg la europeni acum, de a prelua aceste idei ale noastre. Da. Anume... De asta și facem filmul, cine are ochi de aur. Le spun încă o văzut, dată. Va vedea. Să știi că nu am aici foarte mult mergem spațiu. Mergem pe camera aceea. Ai altă cameră? Da, sigur că da. Am și camera aceea. Când se termină. Numai vreau să spun, Cristi, că cei care merg la parlamentarii Uniunii Europeană se pot duce cu două proiecte foarte importante, atât pe matematică, pe învățământ, cât și pe partea de apicultură. În varianta în care și-a făcut strategia aceea de ajutor, ajungând de fapt la 120 și ceva de familii și după urmă să trimite bani așa, nu e tocmai fericită. Dar dacă m-ar ajuta pe mine în etapa asta de început, de start, eu mă pot înmulți, am soft-ul, am hard-ul tot, și deci totul poate merge așa cum am povestit în filmul acela, pe o altă linie. Da. Ca să nu mai insist. Exact. Eu aș vrea acum, Cristi, să mai iau o ramă, două, ca să vedem și ce este înăuntru. Da. Deci, punctul, așa asta e joja, dacă vrea. Da. Deci faptul că s-a apucat Doar că nu e plasată acolo pe centrul familiei deocamdată, ci e plasată lateral, dar va fi pentru că ai avut două familii și ai avut nevoie. Nu se poate face asta. Tocmai e expandat, acum când ai o singură familie, vei veni cu ea în, la poziția ei, la poziția normal de pe captarea varoa. Da. Așa. Ia să mai vedem și o ramă de așa, asta cam cum este. Da, este plină cu puiet, să vadă și prietenii noștri. Mm-hmm. Da? Este albină. Da. Frumoasă, bună. Deci captarea varoa este foarte eficientă atunci când familia este în expansiune, când are interes să crească masculi, da? Îi va crește automat aici. Da. Și bineînțeles că în etapa asta și varoa va încerca să se extindă și ea, odată cu familia, înmulțindu-se acolo unde are, îi place cel mai mult. Unde îi place cel mai mult, da. Îi place cel mai mult pe masculi. Da. Eu bag la loc că e și rece și n-are rost. Da. Deci am vrut să explic lui Traian și celor care sunt interesați de biostup, da, că biostupul oferă șanse extraordinare pentru toate etapele. Da. Acesta îl pot transforma în înmulțitor, îi spuneam lui Traian. Da. Dacă nu mă ocup și nu estim caturile, nu urmăresc chestia asta, atunci eu aici pot da pe drumul, da? Pot da pe gâtul ăsta iarăși de vorb drumul, să mă împerechez o matcă, punând la două rame pe canalul al doilea și acolo pun un gât de piet și acolo pot mulți. Da. Deci transform biostupul în
în înmulțitor. Da. Cu patru măci. Una, două, trei și a patra. Da. Pot împerechea da. Patru măci. Da, da, da. Deci vedeți, așa, nu mai... Deci tu ai acolo și varianta asta în care buzunarul dai în două. Da, 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 da. Buzunarul dai, în două, cu două ordine și adică, este de aici. Exact, și cu pietul de aici. Gâtul de piet. Va fi cu 4 și da. Cu 2. Și să ne înțelegem, asta încă rămâne aici, rama de... Deci rama clăritoare. Clăritoare încă rămâne aici. Poate să rămână aici, dacă atenție, ai nevoie. Dacă am nevoie da. Să captez. Da. Când o rama, hai să fim corecți, rama clăritoare o punem atunci când ne gândim și la producție. Cu alte cuvinte, dacă el e înmulțitor, el deoparte luat ca înmulțitor, da. Dar dacă eu mă gândesc acum și la producție, atunci las o singură familie, las numai în două aici, rămâne rama clăritoare pentru a strânge toată varoa. Da. Da? Eu pun aici, după două rame, pun rama clăritoare, pun diafragma aceea cu patru ochiuri, da. Așa, unde am adus matca, dacă vrei, matca o adus în partea asfaltă și în felul ăsta eu îl folosesc și la producție, vreau și producție. Aici, în urmă, se dă drumul la creșterea boților da. Și toată treaba merge foarte, foarte, foarte bine. Și aici ce matca ai? E de schimb liniștit, dar da, cât da, de veche e? Sau e de anul trecut. Ah. Dovadă că e... Deci, practic, pe tine te preocupă anual să-ți reînnoiește matca. O, dar unele sunt mai vechi și nu e, cum să spun, aștept să intre. O să mergem la o altă matcă care a intrat în schimb liniștit și vreau să o vedem cum a început să crească boci. Deci au început să crească boci. O să... Pe vremea asta. Da, la da, vremea asta, chiar, la timpul ăsta. Da, da, da. Așa. Ar fi interesant. Deci trebuie să le arătăm prietenilor noștri tot ce îți înseamnă preocuparea, frământarea mea de a crește din schimb liniștit de mare. Albina este și foarte liniștită. Chiar cineva de la Galați a venit și a luat-o în biostor și spune așa: domn profesor, am mai văzut familii de albine, am mai luat și din alte parte. Da, dar este dar soiul. Așa, pentru că sunt sigur că dumneavoastră faceți așa, să se lese schimb liniștit, iar da. Albina dumneavoastră este liniștită. Da, se vede, da. Una este să fie, zice, când ai deschis un pic stupul, sare ca nu știu ce, de, da. Stai în colțul cealalt al stupinii. Da, da, da. Ori, acest lucru, zice, mă încânte pe mine da. Și pentru aceasta am și venit. Da. Și nu se pune problema că nu sunt mai productive ca celelalte. Nu, nici vorbă, nu. Doar că sunt mai blânde. Da, mai blânde. Te lasă să lucrezi. E mai bună pentru lucru. Cristi, da. Începătorii știți ce înseamnă. Ar intra într-o panică fantastică în condițiile în care... Sigur. Stai așa, vezi că... Stau așa. Și acum mă gândesc dacă aș găsi un fagurii, dar asta o să cercetez. Da. Crescut deja. Știi că pot să am și fagurii crescut. Da. Și să-l scot pe ăsta, da. Să viu cu un hrănitor cu miere, pe timpul ăsta așa ar trebui să ajut, da. Să viu cu un hrănitor mare cu miere, să-l locuiesc aici. Păi n-ai aici un hrănitor. Dar nu e mic, mic. Așa ar trebui și să fac. Și mic, dar și ce dacă e mic? Da, da, în clipa asta... Și ea o ia de la zero. O ia de la zero, sigur. Dar tu ai dreptate aici, decât nimic. Da. E mai bine da. Să-i pun ceva. Da. Numai aș putea să fac, mă duc repede să aduc un hrănitor, ca un hrănitor cu miere mare. Și ăsta fiind mare. Păi fiind mare, dar nu mai are spațiu de creștere. Dacă e mare. Nu, este suficient. Este suficient de jos acolo. Știi câte acolo... Bine, dacă vrei, eu pot să pun pauză. Poți să pui pauză? Da, pot să pun pauză. Hai să mă duc acum, că tot suntem aici. Bine, pun pauză. Atunci legăm, ca să fac o treabă. Pauză. Dragilor, iată, am venit repede cu o ramă, am găsit. Chiar făgurelul crescut, Cristi, trebuie să spun că investiția este maximă pentru fiecare făgurel. Da, 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 deci e un ajutor. Și acele care stăteau acum și se gândeau să crească făgurel, eu le vin acum și cu hrană, da. și cu făgurelul crescut. Să știi că în scurt timp, dar în foarte scurt timp, acesta e făgurelul de anul trecut. Da. În scurt timp, matca va ajunge aici. De ce este chemată? Da, da, da. Repede, pentru că și hrana deasupra care zero. Au toate atunci, condițiile. Da, da. Atunci acest lucru este extraordinar de important. Bun. Vezi, dacă ești frământat... Deci noi nu avem acum fum, nu avem nimic. Dacă o să scuturi, da, o să aibă... Da, o să merg încet. Cu cât deranjezi mai puțin, adică mișcările mai lente.
Și prietenii mei știu asta. Păi, să te văd, că nu avem fumul lângă noi. Dar n-am mai făcut fumul. Noi am venit în fugă, tu ești venit din București și am zis, hai să ajungem în fugă, să facem un filmuleț. Știi, Criste, pentru mine e o bucurie imensă. Imensă, 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 pentru a fi ale trezi multor apicultori, dragostea asta de familie, de a îngriji familie de albine. Sigur că... acum, na, scuturându-o, albina nu este chiar încântată de gestul meu și un pic s-a agitat. Da. Dar nu într atâta încât să nu putem să ne facem treaba. Deci, dragilor, i-am luat un făgurel mai mic și am pus unul mai mare aici. Cu miere, cu hrănitor mai mare. Am rezolvat această treabă extraordinar de importantă. Știi că toți mă gândeam, băi, cum facem? Am drept un pic, ai pus o pauză și tu deci filmulețul și o să fie... Nu, da, aici poți să pun pauză, deci practic e legat filmulețul. Da? E dar nu știu dacă îți duce mai mult de jumătate de oră, 21 de minute, așa. Asta e problema mea. Dar începem cealaltă, ok. Nu sunt stresat de chestia asta. Adică merită prietenii noștri să vadă și așa ceva. Eu puteam să pășesc treaba asta. Dar acum să vadă exact cu ce hrănim noi. Da, da. Deci faptul că hrănim cu miere este un lucru minunat. Minunat. Uite așa. Așa. Și acum o să bate un pic vântul. E greu de... Da, și dar... rece s-a lăsat, rece că a intrat soarele în nord deja. Da, și o să dat o gură de ploaie. Albinuța e ver. Da, chiar e frig. Când dă de cu acolo și bea apă și apa acolo rămâne. Acolo rămâne, da. Este o pierdere, apicultorii știu asta. S-au depopulat familiile cu câte o ramă de albină. Da, multul da. A ieșit și nu mai bine. Da. Zona mai caldă, mai jos, cum spunea Traian, este mai favorabilă. Noi aici mai în nord avem totdeauna probleme mai complicate. Să fac același lucru cu Cristi și pentru ăsta din spate, da. Că am pus un hrănitor mic, nu? Da. Hai să-i punem hrănitorul mare, ca să aibă o rezervă mai bun. Că tot am venit. Da. De ce să nu facem treaba chestia asta? Da. Bun. Uite, acum, eu mărturisesc că am și familii pe care nu ne-am desfăcut. O să mergem și la cer să vedem ce probleme complicate. Sunt în sensul complicat că au crescut făgurelul de desubt, nu știu ce să nu, au nevoie de rezerva de hrană. La o stupină da. Mare sunt foarte multe probleme, de aceea de unul singur încep să fiu depășit, recunosc asta, de ce voi încerca să vând cât mai mult în perioada asta. Deci, dragilor, vă aștept să veniți să vedeți exact ceea ce am. Am și utilaj mult, adică stupim biostup la din generațiile anterioare la un preț mult mai bun decât și mi-amintesc că cineva de pe la de undeva din Banat a venit anul trecut prin Timișoara a venit și a spus domn profesor păi eu m-am dus să fac la un constructor dar un constructor ca să așa mi-a luat o sumă de nu știu cât față de așa că da, la dumneavoastră aveți și prețul găsești, foarte bun. Da, sunt bune, și... sunt folosite, dar nu sunt le vinzi ca noi de da, noi. Sigur că da, deci nu discuții preț la fața locului. Da, în funcție și alege, da. Poate să vină și aleagă ce vrea. Tocmai. Deci eu fiind astfel de fermentat în perioada asta să da. Adică cine vrea să prindă un chilipir, ceva, o chestie, vine și își alege. Primul venit, exact da. Cum am făcut cu Traian. Da. Traian zic că toată stupina am și am vizat da. Mai mult stup. Da, da, da. La care eu m-am transformat în, da. În ajutor de cumpărător. Da, da. Și a zis, eu dacă mai întrebai, m-aș opri la ăsta. Da. Între ăsta și ăsta. Da. Da. Gata, mergem la dumneavoastră. Deci rar să trebuie să vezi oameni cu atâta dragoste să facă acest lucru. Da. De regulă, hrănitorul ăsta pe care l-ai scos, să-l luăm? Yeah. Îl luăm. Hai să-l luăm, să-l ducem undeva acolo. Ok, hai că pun un pauz și că le luăm. Așa. Unul care are două familii, da? Ăștia doi au câte două familii în față și nu am apucat să extind. Vreau să văd acum ce s-a întâmplat. Deja am venit din partea aia, în partea deci, asta. N-am reușit să ajung
Nu mai țin. Vreau să... Și deci la asta n-ai umblat până acum? Nu știi ce e aici sau ce? Care e ideea? Vreau să spun că știu că cerea extindere, da, dar n-am mai ajuns să văd exact ce am mai făcut. Și eu, de regulă, Cristi, nu deranjez toată familia. Joja pentru mine este hrănitorul. Dacă au crescut hrănitorul, înseamnă că gata. Ai informații despre familie. Da, am informații despre familia asta de bază. Extinderea o fac atunci când mi-au crescut făgurelul. Deci tu te uiți în hrănitor. Da. Asta este indiciu important. După părerea mea, din cauza timpului acesta, nu cred că au crescut, dar îi uităm. Atâta tot fac. Ia uite că au crescut. Da? Mm-hmm. Deci început, este un hrănitor mic și a început și partea de jos. Încearcă și să-ți formezi și acum. Toți sunt aici. Ce crezi că fac acum? Dar e băgat fără limbi, știi că, sau cu limbi? Limbile asta nu mai știu foarte bine. Deci neștiind de exact. Mm-hmm. Acum o să bag un hrănitor mai mare. Mm-hmm. Sau... Ăsta se poate hrăni prin spate ambele familii, știi? Uh-huh. Am deschis și pot să pun hrănitorul aici. Uh-huh. Aici, în locul ăsta și ăsta. Nu m-am vrut, las la loc, am vrut numai să văd dacă o cresc sau nu. Numai scuturăm albina, ne dăm de lucru. Da. Da? Deci punem un hrănitor mare și să hrănească amândouă. Da. Asta înseamnă că eu trebuie să fiu atent cât de repede să ajung și aici să se extind. Adică ce voi face? Una dintre familie o duce în spate. Uh-huh. Da, deci asta va fi lucrarea. Ai preferat să stai, să iernezi cumva doi în unul? Uite, da. Din cauza acestei flexibilități extra, mai mari la expandare. Extraordinar, foarte. Dacă aveai lăzi mai... Nu, pentru că dacă ieri la 3 în 1, iernezi 3 în 1, iernezi mai bine calitativ la căldură. Exact. Dar la expandare înseamnă că am trebuie să... Am o problemă. Trebuie să muți... Nu, n-ai de regulă aceea da. I-am pregătit pentru a-i lua cei care au venit. A. Deci, dai trei... din buzunar, nu? Da, sau... da, nu, a, dai, da, trei și expandau mai ei. Mai de timpul. Da, am înțeles. Hai cu 3 ani. Am vizitat. 1, 2, 3, 4. 3 în 1. Da, 3 în 1. Ia pe care vrei tu. Da. Sau ei pe care vrei tu, că el o roadă. Deci poți, flexibilitatea constă în faptul că poți ierna fie 2 în 1, fie 3 în 1. Așa. De la caz la caz. Exact. Exact, dacă ai două familii puternice, poți sta 2 în 1. Exact, 2 în 1 și în primăvară cu expandare rapidă în buzunar. Cu expandare rapidă în buzunar. Fără să te... Cristi, sau nu neapărat, dacă unul e mai micuț, poți să iernezi 8 așa, că există un ghidaj aici, în doilea. 8 și 4. Deci 8 și 4. Pe 8 îl faci să lași pe cel mai bun și pe 4... A, foarte interesant. Da. Deci nu e dar la jumătate. Nu e totdeauna jumătate. Adică poți da la jumătate, dar poți da și 8-4. 8-4. 8-4. Depinde de situația care le ai concret. Deci ele are o flexibilitate maximă. Deci nu 6-6, ci și 8-4. Și 8-4, da. Interesant. Așa am gândit. Dar asta am presa că nu are ghidajul ăla de 8-4, dar are și asta? Da. Știu că unii... Asta e biostupul făcut de Viorel în 2011. Aha. Dar eu am gândit la primul, gândit la original. A, Viorel când a venit m-a găsit cu cel de la Constanța. Da. Așa totul era gândit până la ultima... Viorel pur și simplu a rămas înnebunit. Era atât de încântat, de bucuros. Când o spun, domnul profesor, poți face? Eu spun, mai vin cu model. Nu discutăm. Da. Dacă ai și te mai convingi, vă conving. Și când o venit cu ciobăldenit, mi-a plăcut foarte tare. Da. Și așa ăștia sunt din 2011. Iată, lată din 2011. Dragilor, într-o perfectă stare de... Din 2011, da? Da, din 2011. Mm-hmm. Și sigur că... De ce este din 2011? Aici am avut mai 5 rame. Așa a gândit modelul de atunci. Viorel pe mobil 6, mai lucidel un pic. Da. Să fie 6-6-6, domnule. Da, să fie mai deșteaptă treaba, da. Deci, sigur că am îmbunătățit, mai ales Viorelul. Da, ultima generație sunt îmbunătățiri, dar pe scheletul ăsta, adică nu s-a schimbat nimic. Nu, osatura este aceeași, deci chestia de bază a rămas. Gen că s-a mai lărgit un pic buzunarul la 6 sau alte... lucruri de astea minori îmbunătățiri. Iată, noutate la aceea. Da, nu am aici. Da. Nu am asta, da. Bietul din pietre. A fost adăugată la mulțitori, ideea de mulțitori. Da. Deci, corect. Asta a fost
chestiunea care, la care am ajuns eu, spunând de gărăl, de rău. Hai să văd acum la jumătate de așa, avem și muțitor. Cum spuneți așa fac? Deci el aficultorul, el aficultorul, Viorel, a înțeles fiecare chestie în parte. Deci sigur că da. Cu el era el e aficultor constructor și da, înțelege da, da, și constructor foarte bun și îți dai seama și aficultorul de mine sunt calitate foarte bun, în care eu am așa foarte mult. Am mult respect. Eu, pentru oamenii care ajung să aibă calitate în tot ce fac, nu poți să ții decât scos pălăria, cum se spune. Da. Trebuie respectați oamenii ăștia. Vezi ce înseamnă societatea asta a noastră, Cristi, care merge de Abărătocul? Pentru că sunt puși acolo oameni care n-au nimic comun cu sunt oameni care au decizii fără să știi cam care ar fi rostul. Cum ar fi fost, cum am făcut primii stupi cu un tâmplar care era bun meseriaș, dar nu înțelegea nimic. Da. Nu înțelegea, da. Da. Nu înțelegea ce face, de ce trebuie la milimetru execuția. Da. Pentru că la apicultură la milimetru trebuie execuția. Exact. Albina nu are altă unitate de măsură. Deci, ea nu știe, ea nu construiește fagurile, hai mai așa, hai mai așa, hai celula mai mare un pic, hai aia. Nu, frate, la milimetru. Tocmai. Și șublerul șublerul deschizătura este perfectă, că nu e de celulă de târdu și de celulă. Și atunci și tu trebuie să răspunzi în construcție. Tot cu atâta precizie. Da. Așa, mai vedem și pe ăsta. Trebuie să-și pun unde ducem la în spate, acolo unde aveam eu ideea aceea cu matca care am părit, cum de mișit. Da. Și iată și așa, asta cere parcă mai mult. Da, remarca e rece. E rece ca și cum foarte ar fi... vântul ăla de iarnă. Extrem de rece. Da. Eu mă întorc seama de popularea dinăuntru, funcție de populară de aici, din spate. Da? Aici știi că am zis noi că băgăm o ramă și băgăm un hrănitor, Cristi. Da. Și am uitat să o facem. Da. Să o facem acum. Iată și avantajul la hrănire. Hrănim amândouă fără să deranjăm familia. Deci, iernatul a două în față îți permite ca în timpul... în timpul acesta rece, acum l-a hrănit, să intervii fără să deranjezi. Uite, vezi, o luat tot. Da. O luat tot. Da, e luat. Eu acum ce fac, știi? Stai să filmez, deci prin Hahnemann. Păi da, prin cele două ochiuri, cele două familii vin aici, Albina vine aici. Mm. Afară e rău, urât, nu știu ce, dar aici este cald și ajung. Și-au apă frumos, și-au apă, și-au mâncarea de aici. Da, vezi. Așa cum ai spus, lumea cum ai remascat, prefer să iernez două în spate, două în față. Stai că m-am înțepat una. Am dialogul acesta. Trebuie să mă ajut cu cuțitul, că m-am înțepat una aici și... Imediat. Așa. S-am probleme, da. Uite, Cristi. Deci am venit, ce am făcut? Am băgat hrănitorul cu miere. Eu acum... cu diafragma asta foarte aproape, ca să mențin căldura, vezi? Da. Și rama asta care e cu miere, am lăsat-o